Ok. Bun. Cred că putem să începem cu a doua prezentare, în care o să vorbim despre load test și cum puteți face load test folosind Visual Studio 2013 și Windows Azure. Bun. Înainte să începem, lăsați-mă ca să mă prezint. Mă numesc Radu Vânvulia, lucrez în cadrul companiei iQuest și fac parte din grupul entuziasmaticilor. Ce înseamnă asta? Că îmbrățișez noile tehnologii pe care Microsoft sau alți producători le lansează pe piață, dar nu înseamnă neapărat că le și folosesc în viața de zi cu zi pe proiecte reale, din cauza că nu toate tehnologiile sunt și cele mai reușite. Am și un blog personal pe care scriu diferite lucruri și mâine o să puteți găsi link-uri spre toate videourile și materialele care au fost prezentate aici. Bun. De ce vorbim despre load test? Cred că cea mai mare parte din noi suntem dezvoltatori, presupun. Sau am fost la un anumit moment dat dezvoltatori, nu? Bun. Avem cumva testări aici? Ok. Bun. Aia e bine. Pentru că prezentarea asta, această prezentare și partea de load test, cred că stă undeva la limita între partea de testare, ceea ce face un tester, partea de testare pe care însuși un dezvoltator trebuie să o facă. De ce? Pentru că de foarte multe ori, testele pe care le folosim în load test nu sunt neapărat definite de către dezvoltator, ci de către tester. De exemplu, dacă sunt niște teste de UI, tot timpul pot să fie refolosite pentru partea de load test sau pentru stress test. Bun, agenda de azi, după cum puteți observa, e destul de simplă și o să vorbim despre load test, parte teoretică, parte practică, unde o să vedem cum putem să facem un load test și cum îl putem rula în cloud. Cea mai interesantă parte, cred din punctul meu de vedere, e că puteți alege voi site-ul pe care putem face load test și Eu personal, fără să vreau, am reușit ieri să pun codecamp.ro și încă un site jos din cauza asta. Pentru că load testul a devenit, fără să vreau, stress test și serverul nu mai a făcut față. Ăsta este riscul când ai o subscripție MSDN și poți să te joci cât vrei tu. Bun. Ce înseamnă un load test și când devine real, când are un real folos pe un anumit proiect. Este când începem să ne gândim că vrem să lansăm cu adevărat produsul pe piață și avem un contract cu clientul în care spunem suportăm 1000 de useri pe oră sau 10.000 de useri la fiecare 10 minute. Noi asta putem să avem scris, dar trebuie cumva să testăm că putem să facem față la o încărcare normală a sistemului. Pentru că altfel, după ce o să lansăm produsul pe piață, s-ar putea să ne trezim după o zi sau două că este down. Sau, în cel mai rău caz, dacă vorbim de un site care vinde diferite produse, că înainte de Crăciun sau de anumite sărbători, aplicația o să fie down, clientul o să piardă o grămadă de bani și noi nu o să știm ce o să facem, pentru că scalarea pe orizontală cu mai multe mașini nu funcționează mereu așa cum ne-am așteptat noi. Chiar dacă zicem, ok, mai punem încă 20 de mașini și o să meargă. S-ar putea ca arhitectura noastră să fie greșită, să nu putem face lucrul ăsta, deși noi am presupus că o să putem face. Bun, so, suntem pregătiți cu aplicațiile noastre să fim conform așteptărilor clienților sau conform ceea ce noi ne-am aștepta? Eu zic că nu tot timpul nou. Nu tot timpul suntem. Și dacă nu facem o testare, să vedem ce se întâmplă în realitate, nu o să știm niciodată cu adevărat. Bun, să încercăm să definim ce înseamnă un load test. În principiu, înseamnă momentul în care facem o încărcare a sistemului nostru pe un sistem hardware care îl avem și în producție. Dacă încercăm să facem un load test pe serverul nostru intern a companiei, care poate fi o mașină virtuală sau cine știe ce sistem land, să știți că load testul nu o să fie atât de relevant. De ce? Pentru că voi spuneți, mașina asta a fost slabă, nu a făcut față la 1000 de utilizatori, dar la 500 a mers bine. Asta înseamnă că dacă am un procesor
de 10 ori mai bun și de 5 ori mai multă memorie RAM, eu m-aș aștepta să meargă la fel de bine. Dar s-ar putea să nu. Pentru că bottleneck-ul s-ar putea să fie DB-ul, s-ar putea să fie o conexiune pe care noi nu o închidem, sau codul nostru care să fie scris greșit. Bun, dar dacă am văzut load testul, înseamnă asta. Ce credeți că înseamnă partea de stress testing? În momentul în care facem un stress test, ce ne-am așteptat noi să se întâmple? Sau ce validăm și verificăm în momentul respectiv? Cum se recuperează sistemul după un crash? Sau după ce a fost pus la pământ din cauza mult prea multor request-uri? Da, afirmația este adevărată. O altă variantă sau un alt lucru prin care am putea defini un stress test? Este momentul în care testăm sistemul peste limitele normale pe care acesta ar trebui să funcționeze. De exemplu, dacă ne gândim că proiectăm un sistem care trebuie să facă față la 10.000 de utilizatori per oră. Da? În mod normal, noi suportăm acest lucru. Dar totuși vrem să vedem cum se comportă sistemul dacă o să avem 50.000 de utilizatori pe oră sau 100.000 de utilizatori pe oră. De ce? Este foarte important și modul în care cade site-ul. Dacă site-ul sau aplicația noastră cade pur și simplu că dă 404, o să fie cam nașpa. Poate cumva putem să facem sistemul astfel încât în momentul în care depășim masa critică, masa pe care noi o putem accepta și procesa, să returnăm un friendly error message, măcar, dacă altceva nu putem face. Sau să vedem ce se întâmplă după momentul în care sistemul cade. Sistemul poate ca să își revină singur, sau cineva este notificat că sistemul este down și așa mai departe. Limita între load test și stress test este foarte, foarte fină. De ce? Pentru că la un anumit moment dat, pe partea de load test, de exemplu, putem testa pe aripa unui event că nu se deformează dacă punem 40 de kilograme sau că avionul poate decola în continuare. Dacă pe aripă există 40 de kilograme în plus, de exemplu iarna, dacă se depune gheața pe aripă. În mod normal, noi ar trebui să suportăm încărcarea asta. Dar dacă o să ne trezim că avem 100 de oameni care se află pe aripă, ar mai trebui avionul ca să decoleze. Unii da, spun că da. Eu ar spune că nu, dar măcar partea bună ar fi să nu ne trezim că avionul se rupe sau aripa în sine cedează și se rupe. Sau când oamenii o să se dea jos, să nu ne trezim că aripile o să fie așa, într-un V. Că nu am vrea lucrul ăsta, deoarece n-am mai putea folosi după aia avionul. Exact același lucru merge și pe un sistem pe care îl facem. După ce sistemul cade sau se întâmplă ceva cu el, când a fost supraîncărcat, trebuie ca să-și poată reveni singur. Pe partea de testare automată și pe partea de loading test, sunt destul de multe soluții în momentul de față pe piață. De exemplu, pentru testare de UI și testare automată, avem, cred că cel mai cunoscut este Selenium. Dar în același timp au apărut și producători care ne oferă posibilitatea, precum CloudTest, să putem rula în cloud, în cloudul lor, în cloudul altcuiva, testele noastre, astfel încât să ne fie mai ușor să rulăm load testele. Singura problemă pe care o văd eu cu toți acești provider este că trebuie să facem configurări custom. Ok, folosim un tool pentru a ne defini load, pentru a ne defini UI testele sau testele propriu zise. Le merg foarte bine pe mașinile noastre locale, în interiorul companiei noastre. Și în momentul în care ne gândim, ok, eu n-am destul hardware încât să pot testa un anumit lucru local și vreau un load test în care clienții să fie undeva la un third party care să simuleze clienții ăștia, o să mă trezesc cu încă un sistem pe care trebuie să îl configurez, ceea ce poate fi destul de painful. O altă variantă pe care am văzut-o chiar în practică este să-ți definești clienții ca aplicații consolă de tip master and slave și toată echipa de development sau tot departamentul să-și lase PC-ul peste noapte pornit și un master să înceapă să le zică la fiecare în parte
rulați testul ăla să vedem cum se comportă sistemul. Ideea e bună, dar, din nou, s-ar putea să nu putem simula ceea ce vrem noi cu adevărat să facem, unu, și doi, partea de counter și de monitorizare, atât pe client cât și pe server, dar mai în special pe client, nu o să poată să fie făcută chiar așa cum trebuie. Dar, din nou, se poate face, funcționează, dar pe termen lung te costă destul de mult. O altă problemă când facem un load test este partea de challenges, ceea ce trebuie să depășim în momentul în care vrem să facem un load test. Cea mai simplă problemă care apare dacă vrem să facem un load test cu mașinile noastre local este partea de provisioning la mașini. Putem să avem un site atât de bine făcut încât să avem nevoie de 20-30 de sisteme care să poată simula numărul de clienți pentru a putea face pentru a putea rula și a putea face load testele astea. Asta înseamnă că trebuie să avem la dispoziție toate aceste sisteme fizice. Chiar dacă sunt mașini virtuale hostate undeva, trebuie să avem resursele hardware necesare pentru a putea face acest lucru. Pe lângă acest lucru, fiecare mașină în sine trebuie să aibă anumite softuri instalate, de la sistem de operare până la cine știe ce alte aplicații instalate, care din nou vin cu costuri suplimentare. Din această cauză, costul în sine de partea hardware devine destul de mare, dar și pe partea de mentenanță. Cineva trebuie să vină și să configureze aceste mașini, să facă mentenanță pe ele și să supravegheze că partea de testare în sine, în momentul în care facem load test, rulează așa cum ne-am așteptat. Din nou, sunt aici, înseamnă că apar niște oameni, oamenii înseamnă mandates înseamnă costuri. Și dacă le adunăm cu partea de licențeze și partea hardware, costul devine destul de mare. Din această cauză, de exemplu, CloudTest sau alți provider au venit cu soluții în cloud. Singura problemă e că configurarea lor în sine este foarte grea. Inclusiv virusul de 2012 venea cu posibilitatea de a rula testele și load testele în cloud. Singura problemă e că ați face provisioning pentru partea de cloud ca să poți rula testele era destul de complicată și aveai nevoie de câteva zile să înțelegi exact cum merge sistemul și cum poți să faci acest load test în cloud. Lucruri care s-au simplificat cu virusul de 2013. Totodată, pe partea de deployment se pierdea foarte, foarte mult timp. Adică până când faci un deployment, nu numai la versiunea ta de produs pe care vrei să o testezi, dar fă deployment și la fiecare client în parte și fii sigur că ai făcut deployment cu load testul pe care vrei tu pe care tu vrei să îl rulezi. Pe lângă toate aceste lucruri, mai apare încă un lucru. Marile companii au bani. Au bani de investit în partea hardware, în partea de licențiere și așa mai departe. Doar că chiar dacă este o companie mare, tu dacă o să faci un ticket că vreau 20 de sisteme pentru a rula un load test, din momentul în care o să deschizi ticketul, chiar dacă PM o să-ți dea approve și așa mai departe, până când se va achiziționa hardware-ul fizic sau IT-ul, o să-ți facă configurația la mașini ca tu să poți rula load test, s-ar putea să treacă 2 săptămâni, o lună, sau chiar și mai multe luni. Depinde de procesul intern al firmei. Pe de altă parte, dacă ești o companie mare, o să se întâmple exact invers. Procesul este foarte simplu. Tu o să poți foarte rapid, pentru că s-ar putea chiar tu să-ți instalezi pe fiecare mașină, sistemul și așa mai departe, doar că compania nu o să aibă destul de resurse să îți cumpere mașinile fizice de care tu ai nevoie. De ce? Pentru că tu s-ar putea să ai un server sau să ai un client care rulează pe un server de $5,000 sau $10,000 și partea hardware de care ai nevoie ca să rulezi load test o să te coste $20,000, $30,000 sau $50,000, iar compania pentru un singur proiect s-ar putea să nu își permită să investească această sumă doar pentru un singur test izolat. Sau dacă nu sunt destule teste sau dacă nu sunt destule proiecte care să necesite load teste, atunci, pur și simplu, mașinile astea o să stea oprite sau în idle și atunci nu o să-și merite banii. Bun.
dacă v-a jucat cu TFS și cu TFS controller și cu build machine și așa mai departe, poate ați observat că această configurație teoretic și chiar practic se poate face pe în interiorul rețelei tale, pe servere on-premise, folosind așa numitul load test ring. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai un master numit load test controller care controlează fiecare slave, fiecare agent în parte și spune ce fel de test, ce fel de load test în cazul nostru ca să ruleze și putem să batem diferite endpoint-uri locale sau de pe internet, astfel încât noi putem să facem partea de load test. Numai că aici apare exact ceea ce am vorbit puțin mai devreme, apare configurarea la load test ring, care nu este tocmai ușoară și continuă să necesite partea hardware, bineînțeles, pentru că avem sisteme reale în spate. Odată cu Visual Studio 2013, care este în faza de preview și împreună cu Windows Azure, avem posibilitatea de a rula aceste teste pe cloud. Ce înseamnă asta? Odată ce ne-am definit load testele sau chiar unit testele sau orice fel de teste pe care noi vrem să le rulăm, putem să mergem să le rulăm pe cloud fără a avea nicio problemă sau să facem configurații custom. Singura condiție care apare aici este ca endpoint-ul pe care noi vrem să îl testăm să fie public pe internet. Deci asta e singura condiție care apare aici. Totuși o să vedem puțin mai târziu că dacă vrei, îți poți configura, și zic cu ghilimele, un private network, astfel încât să-ți instalezi pe partea de mașinile unde o să rulează load testul anumite certificate sau anumite configurări custom, astfel încât tu să fii sigur că nu oricine de pe internet îți poate accesa endpoint-ul tău pe care tu vrei ca să-l testezi din motive de securitate. Bun, și vă propun înainte de demo să ne uităm un pic peste arhitectura în mare, cum arată partea de load test care îl putem face pe cloud. În afara cloud-ului stă un singur lucru, stă dezvoltatorul, reprezentat de Visual Studio. Avem nevoie de Visual Studio 2013 Ultimate, chiar dacă este în faza de preview sau nu. Iar acesta, în momentul în care noi spunem că vreau să fac un load test, să folosim cloud-ul, o să meargă direct la load test web service. Acest endpoint este public și unul sau mai mulți clienți pot să îl folosească. Noi în momentul în care facem un request, mai multe controlere care, bineînțeles, o să fie într-un pool, dar dacă nu sunt destule, o să ni se aloce dedicat nouă. Asta înseamnă că pe o mașină pe care noi rulăm load testul, nu o să ruleze simultan și alte load teste altor clienți. Ceea ce este foarte important, deoarece nu ne facem problema ce se întâmplă dacă load-ul pe mașina care testează este mult prea mare și testul nu rulează așa cum ne-am așteptat noi. Bineînțeles, toate datele care sunt strânse o să persiste într-o bază de date pe cloud pe care oricând noi o putem downloada și folosi. Mă duc puțin în avans și vin cu o întrebare destul normală. Care credeți că sunt costurile sau care e modul de taxare? Sau cam cum v-ați aștepta să plătiți pentru acest serviciu? Ok, o variantă e a plăti pentru mașinile virtuale care rulează. Asta înseamnă că aș plăti pentru timpul oricâte mașini virtuale am în momentul de față. Partea faină e că încă nu s-a definit exact modul în care se va taxa. Adică știm unitatea după care se va taxa, dar nu știm prețurile finale, fiind un serviciu în preview. Dar ceea ce știm este că noi o să plătim fiecare minut virtual. Ce înseamnă minut virtual este durata testului ori numărul de user. De exemplu, dacă avem un test care rulează timp de 2 minute și avem 10 user, înseamnă că noi o să consumăm 20 de minute virtuale.
Dacă avem 100 de teste și simulăm 50.000 de useri, o să avem 5 milioane de minute, de minute virtuale. Urmează cât de curând să se publice și partea, și partea de costuri finale și valoarea fiecăruia. Ca să le putem rula local, configurația e destul de simplă. Avem nevoie de Visual Studio 2013. N-am mai pus preview aici pentru că nu știam exact când o să ajung să fac prezentarea asta și dacă o să fie lansată versiunea finală sau nu. Și un cont pe Team Foundation Service. Contul poate fi creat gratuit pe tfs.visualstudio.com și by default, în varianta de preview, fiecare cont nou are acces la 2000 de minute virtuale, astfel încât puteți merge acasă, puteți să faceți voi acasă un load test și să îl rulați pe cloud. Mai este varianta, dacă doriți, să intrați într-un program de early adoption și o să primiți 200.000 de puncte lunar. Ce trebuie făcut pentru a intra în acest program? E doar să completați un formular. Dacă intrați pe MSDN sau pe Bing sau pe Google și căutați load test early adoption program, o să găsiți formularul și nu trebuie neapărat să fiți o companie. Puteți fi chiar persoane fizice ca să fiți acceptate. Iar tot procesul în sine, mie personal, mi-o lua 6 ore. Adică seara undeva pe la 10 jumate am făcut summit la formular și dimineața la 7 când m-am trezit eram deja acceptat, iar în următoarea zi mi s-a alocat pe accountul meu 200.000 de puncte, pe care o parte le-am folosit aseară. Sunt până aici cumva ceva întrebări? Ok, haideți să facem un demo și să vedem cam ce înseamnă. Să scriem un load test și să îl rulăm. Bun. Haideți să începem cu un load test scris de la zero prima dată și o să vă cer să-mi spuneți un site pe care vreți să facem load testul. AK Stress Test. Ceva propuneri? Să nu vă gândiți la EMAG sau la alte companii mari pentru că nu o să le puteți face down cu 200.000 de puncte sau cât mai am eu încă vreo 50.000 de minute virtuale. Le tot spun puncte, nu știu de ce, minutele virtuale la puncte. Bun, dacă nu, eu propun să încercăm codecamp.ro. Știu ce o să se întâmple, dar este normal să se întâmple. Bun, ca să facem un load test, prima trebuie să ne creăm teste de performanță, în cazul nostru web. Acest lucru îl putem face prin două modalități. Una este să ne apucăm să scriem noi codul, adică facem un request cu header-ul X și cu agentul Y, de exemplu, spre un anumit site, vedem răspunsul, validăm și așa mai departe. A doua variantă este să folosim web test recorder-ul, care poate înregistra toate acțiunile pe care noi le facem. Este foarte similar cu ceea ce face Selenium sau alte softuri pentru testare automată în zona de UI și după aia putem ca să rulăm testele astea. În cazul nostru am zis că facem un load test pe CodeCamp. După cum puteți observa, în partea stângă deja începe activitatea să se înregistreze. De exemplu, să zicem că sunt un utilizator nou, vreau să văd ce este cu evenimentul acesta din Cluj. După aia mă plimb și mă uit ce se întâmplă prin Iași, prin Sibiu. După aia o să mă duc să văd ce se întâmplă în Timișoara și după aia mă duc înapoi în pagina home. Bun. O să facem stop. După aia automat se va genera scriptul pentru acțiunile pe care noi le-am făcut, iar Visual Studio o să încerce să găsească toți parametrii care sunt dinamici. Ce înseamnă parametru dinamic? Parametru care se poate schimba între două request-uri sau pentru clienți diferiți. Aveți mare grijă că nu tot timpul descoperă chiar toți parametrii. De exemplu, dacă s-ar putea ca
ID-ul sesiunii să nu îl găsească ca și fiind dinamic. Deci tot timpul trebuie un pic să verificați, să vedeți dacă vă găsit toți parametrii care trebuia sau nu. În cazul nostru nu ne interesează dacă au făcut pasul acesta bine sau nu. Și avem toate acțiunile pe care noi le-am rulat. Prima chiar nu ne interesează, pentru că pe Internet Explorer, dacă faci un search și există o pauză destul de lungă, automat o să încerce să caute rezultate pe Bing. Chrome-ul caută, de exemplu, pe Google. Firefox-ul la fel, pe Google. Ștergem pasul ăsta și la fel nu vrem să facem load test care să lovească Facebook-ul, că nu cred că putem pune Facebook-ul jos așa de ușor. Bun. La fel, eliminăm și ultim apel spre Facebook. Ok. Când facem un load test, dorim poate să lovim diferite endpoint-uri și știm că acestea o să se schimbe. De exemplu, poate nu vrem să lovim chiar sistemul de producție, ci cel de preproducție. Dar s-ar putea ca URL-ul să se schimbe și așa mai departe. Și din această consolă putem schimba numele la fiecare parametru, iar după aia să îl definim într-un script. Și când pornim load testul, automat să schimbăm numele la site. De exemplu, ăsta ar putea să fie site name. Și acesta nu știu exact ce e. Hai să-l denumim Google User Content. Nu știu de ce a apărut aici. De fapt știu, dar o să îl las așa, nu o să mă duc mai deep ca să îl elimin și pe acesta. Bun. Noi am zis în momentul de față că partea aceasta care acum s-a generat, nu am scris nici o linie de cod. Dar s-ar putea să fie cazuri când să ne fie mai ușor sau mai la îndemână să modificăm acestea prin intermediul unui cod. Cea mai simplă variantă e să generăm codul pentru web performance testul acesta. O să se genereze. Nu vă așteptați, dacă sunteți obișnuiți cu assert-uri și așa mai departe, să găsiți așa ceva aici. Pentru că în sine load testul, partea de web performance test este ușor diferită și validezi că anumite inputuri, anumite responsuri sunt tot ok și dacă sunt ok să mergi mai departe cu următorul step. Să fac un pic textul mai mare ca să se vadă. În prima fază, când am văzut și eu partea asta, un pic m-am speriat. Ok. Pentru că nu eram obișnuit exact cu API-ul care îl pun ei la dispoziție, dar după aia, după ce te obișnuiești un pic, cred că 60 de minute maxim, ți se par normale toate astea, pentru că până la urmă ce se întâmplă, nu vrei să folosești nu vrei să faci un HTTP request-ul de mână și apoi să validezi că răspunsul care vine este ceea ce te-ai așteptat tu și așa mai departe. Și avem diferite clase, precum web test request, care fac chestia asta automat și te ajută pe tine să validezi. Adică ele se așteaptă, de exemplu, când tu faci un request, să-ți vină un răspuns valid. Adică să-ți vină un 200 sau un 2XXX sau alte coduri. Sau să anumiți parametri să fie deja puși acolo și nu mai trebuie să scrii tu chiar totul. Bun. Hai să vedem ce mai putem face din UI. Putem foarte ușor să adăugăm, de exemplu, parte de tranzacții. Adică dacă se întâmplă un anumit lucru, să fie considerat o singură tranzacție. Ori cade totul și cade step-ul respectiv, sau nu cade nimica. La fel, loop-uri. De exemplu, putem pentru un loop să presupunem, să zicem că counter-ul este numit i, vrem ca de 10 ori, de la valoarea inițială 1 și increment 1, să apelăm Sibiu și Timișoara. Asta ce înseamnă? Că apelul nostru pe care noi îl avem în momentul de față, când o să rulăm un web performance test, vom intra pe pagina de home, după aceea o să mergem pe partea de CodeCamp Cluj, pe evenimentul de astăzi, după aceea mergem pe Iași și de 10 ori se va apela Sibiu-Timișoara. Este ca și un for loop sau un for each loop, numai că putem repeta același request-uri de mai multe ori.
La fel de bine ne putem introduce în interiorul web performance-ului nostru anumite condiții care să fie îndeplinite. De exemplu, avem un anumit cookie, responsul este de un anumit fel, codul de răspuns, din nou, este precum noi ne-am așteptat sau orice altceva. Dacă ne uităm la condiții, o să vedem că nu neapărat trebuie să scriem noi codul, să accesăm cookie-uri, că este deja scrisă această parte. Sau pur și simplu că request time-ul, de când am făcut request-ul spre un anumit link până când a venit răspunsul, s-a încadrat într-un anumit interval de timp. Și dacă nu se încadrează în intervalul ăsta de timp, noi considerăm că site-ul o să fie down și, sau endpoint-ul este down și web performance testul nostru o să cadă. Bun. Local, pentru a rulea testul ăsta, trebuie să dăm numai run test. Și ce să se... Da? Deci, dacă rulăm... Vă faceți că n-ați văzut partea asta. Pentru a putea rula local, pur și simplu dăm partea de run test. Asta o să fie în mod default când o să rulăm load testul nostru. Ce se întâmplă? Fiecare step din partea de web performance test o să fie rulat. Putem vedea request-ul, response-ul, context-ul și așa mai departe. Și la sfârșit putem să vedem câteva informații overall. Asta e ok să vezi că site-ul merge sau endpoint-ul nostru merge, răspunde la anumite request-uri și așa mai departe. Pentru a putea face un load test, o să vedem cum putem rula web testul ăsta în cadrul unui load test. Așteptăm să se termine ca să vedem și care au fost rezultatele. Durează puțin mai mult din cauza loop-ului pe care l-am pus eu. Ok. Suntem la ultimul step din loop și acum mergem la pagina default. Bun. Până când testul o să se termine, o să vă mai arăt încă un lucru. De exemplu, să spunem că aceste două apeluri noi vrem să le refolosim ca și cum am scoate dintr-o funcție, dintr-o procedură, vrem să extragem o metodă pentru a putea o refolosim mai târziu. La fel de ușor putem selecta și putem extrage web test. De exemplu, îl putem denumi CodeCamp loop test. Astfel încât noi de aici putem să facem din interiorul la un web performance test apeluri la alte web performance testuri și să le combinăm în orice mod vrem noi. Bun. S-a și terminat load testul deja. Și după cum putem vedea s-a terminat cu succes, putem vedea statusul la fiecare request și diferite informații. Nu există foarte multe informații în momentul de față, pentru că web performance test scopul lui doar ca și la un unit test normal. Dacă trece cu bine și să monitorizăm câțiva parametri. Bun. Dar ce se întâmplă dacă vrem ca load testul, ca web performance testul să-l facem într-un load test? Trebuie să ne creăm în cazul ăsta un load test. Și o să vedem că apare aici un wizard. Orice parametru din acest wizard poate să fie modificat după aia. Deci nu înseamnă că dacă am dat finish la wizard, nu putem să revenim înapoi să modificăm diferite configurații. Și în momentul în care rulăm un web performance test sau un load test, avem partea de think time profile. Ce credeți că este think time profile? Eu vă zic, deci prima dată când am ajuns la pagina asta, nu știam ce se referă think time profile-ul, deoarece n-am mai întâlnit termenul ăsta până acum. Simulează, de fapt, cât ar sta... Noi, în momentul în care facem recorder la un web performance test, în mod automat din UI, dacă noi stăm 2 secunde între a da 2 click-uri, exact 2 secunde o să stea Visual Studio sau sistemul în sine în momentul în care rulează testul. Noi aici avem opțiunea de a ține cont de aceste think time-uri care sunt înregistrate, plus că între fiecare test în sine să lăsăm un așa numit think time. Le-am putea denumi delay. Adică dacă facem un anumit flow, ne gândim că în mod normal, de exemplu, userul între două flow-uri pe care le are
liarul ar avea nevoie de 10 secunde sau de 5 secunde. Și atunci putem configura de aici partea asta. În cazul meu nu vreau să țin cont de think time și să mă duc cu toate una după alta. Partea de load test pattern e modul în care vrem să simulăm userii. Putem de la bun început să începem cu 25 de user, cu 1000 de user, să vedem cum se comportă sistemul dacă avem 1000 de user ce lovesc timp de 10 minute endpoint-ul nostru. O altă opțiune care poate foarte ușor să devină să ne ducă din load test într-un stress test, este partea de step load, în care spunem, vreau să încep cu 10 user, de exemplu, vreau să mă duc până la 1000 de user și partea de increment vreau la fiecare 2 minute să mai cresc încă 10 user. În cazul nostru, hai să spunem că începem cu 10 user, partea de step duration îl lăsăm 10, din nou creștem cu tot cu 10 și mergem maxim până la 2000 de user. Doar că nu o să am destule puncte, plus că vreau să rulez testul numai 10 minute. Și trebuie ținut cont că chiar dacă configurăm aici și punem, de exemplu, 50.000 de user, dacă noi dintr-un alt tab o să setăm ca load test-ul să ruleze doar 10 minute, s-ar putea ca partea de step cu partea de durată pentru fiecare step să nu ajungem la numărul maxim de user pe care noi l-am setat. Ăsta e numai plafonul maxim la care se poate ajunge. Deci aș putea acum seta aici 10.000, dar cu step duration și cu step user account-ul, cu această combinație nu o să ajung niciodată la 50.000 de user în 10 minute. Bun. Să fac lucrurile mai interesante, hai să punem 20. Începem cu 10 și hai să zicem că mergem până la maxim 400. După aia e modul în care se rulează testele și modul în care se combină acestea. Adică noi putem să configura într-un load test că avem 5 web performance testuri care să ruleze și condiția să fie distribuite, să ruleze fiecare de același număr de ori. Sau unul, din punct de vedere procentual, să domină. O altă opțiune este per oră, un anumit test să ruleze un anumit interval de un anumit număr de ori. Tot felul de combinații de genul acesta. Eu o să o las pe cea default, iar next step-ul este să adaug ce teste vreau să rulez. Cel pe care l-am creat noi acum este web test 1 și o să luăm pe acesta. Dacă vă aduceți aminte, pe lângă load test, web testul ăsta am mai creat încă unul în momentul în care v-am arătat cum puteți extrage o metodă. CodeCamp load test a fost denumit, nu? Bun. Îl adăugăm și pe acesta aici. Acum putem să setăm distribuirea acestuia. Să spunem că o să fie 82 și 18 sau o putem schimba oricum. Dacă vă întrebați ce este cu checkbox-ul de la CodeCamp load test, este că partea aceasta de distribuție este configurată manual de către utilizator. Iar dacă noi am mai avea un al treilea load test și schimbăm manual și la al treilea, o să încerce sistemul când recalculează la CodeCamp load test să nu schimbe distribuția, adică să nu o scadă sub 69% sau să o crească. Bineînțeles, dacă ajunge limita maximă, atunci o să încerce să ia și de acolo. Putem simula diferite rețele. Și pentru fiecare rețea, de exemplu, dacă avem o platformă care e destinată la telefoane mobile, putem să mergem în combinații, de exemplu, cu 3G plus dial-up. Unii pot să fie pe rețea foarte, foarte slabă și alții pe 3G, astfel încât și partea de download de la client și țeava pe care o are clientul în sine, o putem controla și configura custom. Plus partea de browsere. Partea bună că nu există numai IE, există cam toate browserele care există în momentul de față pe piață sau majoritatea care sunt cele mai des folosite și la fel de bine putem avea distribuirea lor. Eu chiar o să o las așa. Chiar toate care sunt suportate. Bun. Aici, pe partea de counter-set, îi destul de interesantă. Un load test monitorizează și o să ne dea counterii pe care îl
pe care îi poate lua de la fiecare client unde o să ruleze load testul nostru, ceea ce e super ok. Dar uneori, și de cele mai multe ori, s-ar putea să avem acces și la server, și la backend, unde îi hostată aplicația noastră. Și vrem să monitorizăm și să vedem și counterii care sunt pe acel server. Astfel încât noi, dacă am dat add computer și avem drepturi și avem și știm locația unde e serverul nostru, putem să ne conectăm la el și să luăm și counterii serverului. Partea faină din toată povestea asta e că o să putem să vedem niște diagrame, să vedem niște rapoarte care să aibă sincronizate clienții, cum s-au comportat clienții și cum s-au comportat serverul. Să ne dăm seama, ok, uite, în momentul în care am avut 10.000 de user care accesau o poză sau un film, hardul era la 100%, era down. Sau în momentul când am avut o formă în care userul spunea că vrea să fie contactat și dădea submit, DB-ul murea. O să ne fie mult mai ușor să identificăm unde sunt bottleneck-urile. Deoarece de cel mai multe ori bottleneck-ul e acolo unde nu ne așteptăm noi sau unde spunem că suntem safe. Sau e o operație simplă și nu o să fie consumatoare de resurse. Next step este partea de cât vrem să durăm testul. Cât vrem să dureze testul, plus mai putem seta și partea de warm-up. Adică să lăsăm serverul să se încălzească puțin, rulăm câteva load teste fără să le monitorizăm, astfel încât să presupunem că sistemul este deja warm-up și este deja pregătit pentru un load test normal. O altă opțiune e să rulăm testele de un anumit număr de ori. Eu o să las prima opțiune și presupun că nu avem nevoie de warm-up. Ok, dacă aș da acum local, ar merge, dar din cauza conexiunii nu o să am cum să simulez 20-30 de user sau câți am dat. Astfel încât o să mergem pe opțiunea să rulăm deja pe cloud. Înainte de acest lucru, vreau să vă zic că fiecare step care l-am configurat îl putem face nivelul ăsta. Astfel încât putem seta și chiar proprietăți, valori pe care în mod normal nu le putem seta altfel. Una care mi se pare destul de interesantă este user counts. Scuze, agent count. Asta ce înseamnă? În mod normal, noi nu știm pe câți load test controller vrem ca să rulăm load testele noastre. Atunci putem să lăsăm valoarea default pe 0. Dar dacă știm că load testele, noi vrem să avem 10 controlere, 10 sisteme de fapt, că putem vedea ca și sisteme unde să ruleze load testele ca să lovească endpoint-ul nostru, putem să specificăm aici. În faza de preview, pentru că totul este gratis, numărul maxim de agent count pe care îl putem seta este 4. Și doar dacă suntem în programul de early, facem parte din programul de early adoption. Dacă suntem fără early adoption, putem avea unul singur. Deci putem lăsa 0 sau 1. Nu o să mă ating de această configurație. Dar totodată s-ar putea și o să vedem la niște rezultate pe care le-am obținut că uneori din cauza că load testul are foarte, foarte multe rezultate, o să pierdem informație. De ce? Pentru că noi trebuie să setăm câtă informație să se salveze ca și trace, ca și rezultate intermediare. În by default, fișierul care înregistrează are 2 mega, ceea ce este destul de puțin. Eu de obicei îl setez la 100 de mega, este limita maximă care se poate seta. Bun. Ok, what's next step? Cum credeți că ar trebui să putem rula în cloud partea asta? Avem Visual Studio, deja suntem logați cu accountul de TFS de pe visualstudio.com. Care crede că ar fi următorul pas? Click dreapta. Click dreapta aici? Click dreapta my mail and things like that. Ok, partea bună e că nu trebuie să ne batem capul cu cloud-ul, să intrăm pe portalul de management de pe Windows Azure, să facem diferite deployment-e sau să instanțăm diferite mașini și așa mai departe. Singurul lucru care trebuie să-l facem e să mergem în test settings și să schimbăm test run location de pe local pe Visual Studio Team Foundation Services. That's all.
that we need to do. Dacă aveți nevoie de configurații custom pe mașinile respective, putem să le facem aici. Putem deploya anumite fișiere, anumite directoare, să avem scripturi care să facă o anumită configurație, shell-uri. La fel de bine putem să avem și cleanup și putem specifica cum vrem să fie mașina, pe 32 de biți, pe 64 de biți. Și să dăm apply. That's all that we need to do. Totodată, eu până acum am vorbit de endpoint-uri web, ca și pagini web. Dar dacă scriem web performance test-ul manual, scriem cod, putem scrie orice fel de cod și putem lovi servicii REST, VCF, chiar TCP-IP, să trimitem pachete, să comunicăm. Deci orice fel de comunicare, nu neapărat comunicare web, doar că endpoint-ul trebuie să fie accesibil din internet. Chiar dacă este securizat, noi ne putem replica configurația pentru a fi într-un mediu securizat. Iar după aia, sper că să mă ajute și conexiunea la internet. Ok, înainte să rulăm load testul ăsta, vreau să vă arăt rezultatele care le-am avut până acum și o să modificăm load testul să dureze doar un singur minut. Dacă aș rula acum load testul ăsta, mi s-ar pierde toate load testele care le-am rulat aseară și pentru care am deja diferite rezultate pe care pot să vi le arăt. Pentru a vedea rezultatele precedente, mergem în load test și load test manager. Partea bună că toate sunt ținute pe cloud, cu contul nostru afiliat, astfel încât noi putem să mergem pe o altă mașină sau dacă facem parte din aceeași echipă pe TFS, o să putem vedea toate load testele care au fost deja rulate. Și o să trebuie să downloadăm local doar rezultatele. Din cauza asta nu am vrut să îl rulez din nou, pentru că output-ul la fiecare test care o rulat, logurile sunt destul de mari, de la 10 mega până la 60 de mega și nu vreau să le pierd. Haideți să ne uităm peste cel pentru CodeCamp. Aici am vrut să rulez testul timp de 10 minute, dar mi-am dat seama că după 5 minute și ceva o căzut jos serverul. Singura problemă care mi-a apărut după aia este că mi-a luat punctele pentru cele 10 minute. Adică în momentul în care rulați un load test și acesta începe să ruleze, chiar dacă faceți cancel după aia la load test, dacă load testul v-ar fi consumat 20.000 de puncte, el deja voia cele 20.000 de puncte. Din ce cauză? Pentru că deja mașinile în spate, de pe cloud, deja au fost pregătite și provizionate pentru voi pe intervalul respectiv de timp. Și chiar dacă faceți cancel, ei deja în spate au început să facă chestia asta. Bun. Aici se vede... Se vede un mic sumar ce am făcut. Am încercat să am maxim 1000 de user simultan, iar increment step parcă a fost de 20 de user sau ceva de genul ăsta. Bun. Două clipe să scot informația care nu e așa. Aș vrea să știu dacă se vede în spate cât de cât ok. Bun. Ce putem observa, de exemplu, pe graficul ăsta este numărul de user care au fost de la începutul când am rulat testul până în minutul 4.10, când încă cineva răspundea. Și numărul de user a crescut incremental cu câte 20. Dacă mergem la fiecare punct deasupra, o să vedem. Că am ajuns la 451 și maximul care am ajuns noi să îl avem a fost chiar 1000. În tot acest timp, cu culoare verde, putem să vedem response time-ul, care inițial a fost, să spunem, 0. 0 înseamnă, de fapt, când e response time 0, chiar înseamnă că nu am mai avut răspuns la,
la requestul respectiv. Dar requesturile încep să apară numai din momentul ăsta și au ajuns să fie până la 22 de secunde. Iar average-ul pe încărcare la fiecare pagină, cap-coadă, o lua minim 28 de secunde și maxim 104, până când a căzut serverul și nu a mai funcționat. De ce a căzut? Pentru că este un site simplu, micuț, hostat pe un server normal, unde nu ne așteptăm să avem 1000 de utilizatori simultan. Pe lângă partea de grafice, dacă vreți să vedeți exact o anumită pagină, cum s-a comportat, putem oricând să mergem la o anumită pagină. De exemplu, haideți să vedem pagina despre noi, cum s-a comportat. Și să adăugăm indicatorii pentru pagina respectivă. Din păcate, graficul nu se vede foarte bine. Dar ce ne-ar interesa pe noi? Că pagina a răspuns între 12 secunde și 17 secunde, fiind o pagină statică. Dacă mergem pe o pagină care nu mai este statică, de exemplu, pe pagina de Sibiu, average response time a fost minim 9 secunde și mai maxim 16 secunde. Totodată, toată informația asta poate să fie și vizualizată în format tabelar, astfel încât putem să vedem orice fel de informații care ne-ar interesa. O să dau drumul la load testul precedent despre care am vorbit deja și pe aia o să revin un pic la rezultate. Am zis doar că schimbăm partea de useri. Partea de step load pattern, în cazul nostru. Bun, este pornim inițial de la 50 de user, step-ul punem chiar 50 și step duration o să fie 10 secunde la fiecare. Ceea ce ar trebui să fie ok. Și mai trebuie să modificăm durata testului, care ar trebui să o găsim aici, de la 10 minute, să zicem, să presupunem că să vedem pentru 2 minute. Să-i dăm run. Ok. Ce se face acum? Se trimite request-ul nostru spre serviciul de pe cloud. Se face provisioning la controlele de care noi o să avem nevoie, iar după aia o să ruleze testul nostru. Deci ceea ce se întâmplă este destul de simplu. Totodată, ceea ce au făcut ei s-au bazat pe infrastructura pe care o aveau deja pe cloud, plus ceea ce ne-a prezentat Adrian prezentarea trecută. Deci până la urmă ei au refolosit softul pe care l-au avut și l-au pregătit ca să poată să-l ofere ca și un serviciu. Până când o să ruleze acest load test, vă propun să ne mai uităm și la alte rezultate pe care le-am obținut deja. Bun. Ce mi s-a părut destul de interesant este site-ul adevărul.ro. Să mă duc un pic la summary ca să mi-aduc aminte exact. Am făcut o simulare de 2000 de user simultan. Nu mai știu exact cât timp. Ideea e că site-ul a răspuns foarte, foarte bine. Eu mă așteptam să văd ceva că se întâmplă, mai ales că era seara. Dar culmea, site-ul a mers excepțional de bine și response time-ul, în medie, a fost 12 secunde. În mod normal, dacă intri pe adevărul.ro, o să vezi că response time-ul, ca să încarce toată pagina de la cap la coadă, ia cam 10-12 secunde, pentru că au foarte mult conținut pe fiecare pagină în parte. Deci este un site care a făcut față foarte bine chiar la un stress test, pentru că la 2000 de user și așa mai departe, din punctul meu de vedere, pentru un site normal, e un stress test. Pentru un site precum adevărul.ro, clar că nu este un stress test. Iar rezultatele pe care le-am obținut, să închid și graficele, așa, Nu pot să fac mai mic. Au arătat chiar foarte bine. De exemplu, încărcarea de pagini o la maxim 20 de secunde, average response time-ul
Eu zic că a fost satisfăcător. Aici să nu vă lăsați păcăliți de timpii ăștia. Și din cauza asta am arătat și exemplul ăsta. Dacă vedeți un average page response time de 0.56 și 121 de secunde, nu înseamnă că pagina în sine s-a încărcat în 121 de secunde. Pentru că în momentul de față avem foarte multe avem foarte mult conținut dinamic care tot timpul ajunge să apeleze serverul, să vadă ce se întâmplă, dacă există noutăți și așa mai departe. Și din cauza la aceste request-uri, am putea să avem noi impresia că pagina se încarcă greu. Dar de fapt ea nu se încarcă greu, doar prin apeluri Ajax, de exemplu, apelează serverul să vadă dacă există noutăți. Dar load-testul în sine o să vadă acest lucru ca și cum ar fi în continuare încărcarea paginii. Din nou, se poate elimina chestia asta și dacă ne facem custom partea de web performance test, putem să eliminăm valorile astea eronate. După aia m-am mai jucat cu site-ul gelir.ro, nu știu dacă știți site-ul. Au o ofertă pe zi, în general de IT, ghiozdane, mouse-uri și așa mai departe, care la fel de bine s-au comportat bine. La fel și site-ul companiei la care lucrez, care surprinzător a făcut față cu brio, deși vă spun sincer, nu mă așteptam. Haideți numai să vedem numai câți useri am simulat. Deci nu mă așteptam un site destul de mic să facă față. Nu ăsta. Am mai avut încă unul. Cred că este 10-le, dacă nu ne uităm pe notițe. Ok. Pentru 5.000 de user. Pentru că, în mod normal, un site de firmă nu-i făcut să ducă atât în spate. Dar se pare că average response time a fost numai de 10 secunde. Asta e poate un avantaj că avem numai conținut static și poate nu e conținut dinamic. Nu știu exact ce este în spate, doar că o trecut cu bine. Doar că aici puteți observa, o să mă leg numai de grafice. Numai câteva puncte din când în când. Nu mai vedeți un grafic flug frumos desenat și linii legate și așa mai departe. De ce? Am lăsat valoarea default de 2 mega ca și dimensiune la loguri, la informația care se loghează, iar în momentul în care s-a depășit această dimensiune, mi se făcea trim, mai îmi dispărea ceva din ce era deja recorded, astfel încât punctele de măsurare pe care eu le am sunt destul de puține. Deci partea asta este foarte acurată, este foarte bună, pentru că tot timpul minim, maxul și media se calculează bine, dar nu mai putem genera grafice normale. Bun, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu testul nostru pe codecamp.ro. Și l-am închis cu totul. Bun, haideți să vedem dacă mai merge site-ul. Că s-ar putea un pic să fie down câteva secunde până când se resetează sistemul. E deja up. Ieri au fost câteva minute down din cauza asta. Bun, și acum se downloadează partea de loguri, care în momentul de față au ajuns la 17 mega aproape. După ce s-o downloadeze, o să ne putem uita să vedem ce s-a întâmplat cu response time-ul, cu average response time-ul în momentul în care numărul de utilizatori a crescut. Putem să găsim diferite soluții. De exemplu, dacă avem conținut dinamic pe site, putem folosi un sistem de caching sau un reverse cache proxy sau alte lucruri de acest gen. Bun, să trimit și partea de importing și după aia putem vizualiza rezultatele. Cum vi se pare până acum partea de configurare pentru a rula în cloud? Mult mai ușor decât în 2012. Mult mai ușor decât în 2012. Eu în 2012 nici n-am vrut să văd cum se face, că știam că este destul de complex. Așa am citit pe internet că foarte mult s-au dat cu capul de pereți. Și am înțeles că există niște plugin-uri pentru a putea rula teste care sunt definite în Selenium sau în alte framework-uri. Astfel încât s-ar putea să putem doar importa testele și după aceea să le punem într-un load test și le a putea rula pe cloud, care mi se pare un avantaj destul de mare. Da. Întrebare. În 2012 exista și opțiunea să facem o distribuție geografică.
a agenților care rulează, de exemplu, North America, Europe și așa mai departe, care afectează direct, probabil, tipul de, de răspuns a site-ului nostru și vrea să vedem exact și cum din geografic care este. Ok, dacă mi-ai trebuit să meargă în Europa, bine, trebuie să meargă în US, bine, nu mai văd opțiunea asta acum. Până acum niciun. Deci întrebarea a fost în felul următor. Dacă putem să controlăm ca în 2012 locul de unde se face request-ul, de unde sunt clienții noștri pentru load test. Până acum n-am văzut această opțiune pe 2013, dar fiind în fază de preview, s-ar putea să apară când o să fie lansat și 2013 versiunea finală. Pentru că serviciul în momentul de față e în stare de preview. Și mă aștept ca noi feature să apară cât de curând. Și acum unde? Nu toate data center-urile au deployate partea asta de suport pentru partea de load test, doar cele care au deployate, dar noi nu controlăm unde se face deployment-ul în sine. Deci nu știm de unde avem acest. Nu. Acest. Deci nu știm de unde se face request-ul în sine. Ok. Hai să luăm user load-ul, page-urile și average page și să închidem restul. Ok, din păcate graficul nu apare destul de frumos, așa cum ne-am așteptat, cum aș fi așteptat eu. Dar în schimb ne putem uita la rezultatele finale în partea de jos. Fiecare pagină s-a încărcat în mediu de la 0,7 până la 14 secunde și response time-ul a fost până la 153 de secunde, o crescut de la 0, iar media a fost undeva la 5 secunde per response și pe pagina de 5-200 de secunde au ajuns. Aici putem vedea diferite date, nu o să mai intru ca să ne mai uităm la toate. Ok. Bun. Ce este suportat? Putem face record la UI testing, le putem defini din cod, putem avea request-uri HTTP, HTTPS sau chiar și de alte tipuri de request, dar trebuie să scriem noi cod pentru acest lucru. Putem avea orice fel de endpoint, deci nu trebuie să fie neapărat un endpoint pe server Windows, cu ISO în spate și chestii de genul ăsta. Avem diferite mecanisme de a rula load testele. Putem simula diferite environmente și diferite behaviore, adică diferite browsere, diferite conexiuni la internet a clienților și așa mai departe. Și putem agrega counter nu numai de pe clienți, cât și de pe server. Din păcate n-am avut acces la un server cu o aplicație web încât să ne putem uita cum le putem agrega pe amândouă în parte. Pe partea de costuri am văzut deja că nu este definită încă, dar ne așteptăm după faza de preview și cât de curând să fie deja anunțate și costurile finale și dacă există cumva ceva întrebări. Da. Singurul mod de a testa acest serviciu este a face cont pe DFS sau poți conecta la serviciul existent de Azure? Sunt două conturi diferite. Pentru load test îți trebuie neapărat să te conectezi la visualstudio.com, la serviciul de TFS pe care l-au. Pentru că chiar merge pe... Partea de facturare o să meargă foarte, foarte diferit, pentru că tu deja folosești un serviciu și nu mai folosești platforma. Pentru că pe partea de management portal de pe Windows Azure, tu deja poți să folosești platforma să servici, software să servici și infrastructura ca un serviciu. Acolo deja folosești doar un serviciu specific care este pe cloud, care ți-l oferă cei de la Microsoft. Dar poți să folosești același account de live pentru amândouă. Deci nu te oprește nimic. Doar că trebuie să ții cont că trebuie să pui de două ori partea de credit card și la sfârșitul lunii o să te factureze diferit. Una pentru cloud și una pentru load test dacă ai făcut ceva load test în luna respectivă. Dar nu știu mai multe despre chestia asta. Mai ales că e în faza de preview. Mai sunt cumva alte întrebări? Da, poftim. Se face și rendering la paginile web? Întrebarea e dacă se face și rendering la paginile web. Da, din câte știu se face. Deci se simulează și partea asta.
dar nu sunt 100% sigur. Din ceea ce am văzut eu rulând local, partea asta e că se face, dar nu pot să bag mâna în foc. Pe partea de performance counter care se strâng, apar și performance counterii care îs de pe fiecare controller, fiecare client în parte. Și putem vedea cum a fost procesorul, memoria și așa mai departe. Din cauza asta aș zice că se face și rendering, dar nu am făcut un test să văd sau să caut. Deci presupun că da. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, am eu o ultimă întrebare pentru voi. Câți o să încercați în următoarea lună partea de load test, să vedeți cum funcționează? Ok, bine. Deci eu cât de când mi-am îndeplinit scopul. Acum o lună și ceva nici nu aveam de gând să folosesc Visual Studio și soluția de la Microsoft pentru partea de load test, pentru că știam numai de 2012 și nu știam și de 2013. Deodată cu Visual Studio 2013 preview, lucrurile s-au schimbat destul de mult și chiar poți să rulezi testele fără să ai cunoștințe sau să faci configurație custom pe cloud, care până la urmă reduci timpul, reduci automat și costurile în sine. Bun, mulțumesc foarte mult. Să sperăm că ne revedem și în toamnă la un nou eveniment CodeCamp, iar pe blogul meu personal o să public link-uri spre toate prezentările care au fost astăzi, videouri și link-ul spre blogul lui Adrian. Cel mai simplu e, fără să notați, scrieți numai pe Google nu numele meu și, în mod normal, primul link care apare o să fie blogul meu, vanvuleradu.blogspot.ro sau com și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult și o seară plăcută!